cum explici deacurii care sunt în noi, în mintea noastră, în gândurile noastre. Și iarăși, cum spuneam și altă dată, nu e vorba de păcatele care le considerăm noi păcate. Și e vorba de orice lucru pe care îl face omul în viața de zi cu zi și nu îl face pentru suflet. Și nu îl face pentru Dumnezeu. Și nu îl face pentru mântuire. Toate acele lucruri s-ar putea să ne depărteze într-un fel sau altul de Dumnezeu. Și înșelarea există pentru că a fost pusă și în Scriptură, adică a existat de pe vremea apostolilor, de pe vremea lui Hristos. Câți n-au venit la Hristos să întrebe de lucruri foarte, foarte importante? Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și când le-a spus, au plecat ca pe pământ și s-au dus. Adică ar fi spus, nu pot, Doamne. Păi atunci de ce întreb dacă nu poți, Doamne? Nu cumva ești mândru și fățarnic. Nu cumva te-ai fi așteptat din partea lui Hristos și a Bisericii să-ți spună că ești sfânt și bun și drept și că mergi direct în rai. Nu. Pentru că dacă am așteptat lucrurile acestea, înseamnă că am vrea categoric înșelarea conștientă a noastră. Am vrea categoric să ne mințim unii pe alții cum că este credință între noi, cum că este și dragoste între noi, cum că este și jertfă și așa mai departe. Și bine le vedem fiecare dintre noi că lipsesc. Poate, așa cum spune Caragiale, cu desăvârșire. Pentru că atunci când mi se dă examenul, atunci altfel. În rest, suntem toți credincioși. Dar, iarăși, revin, cum spuneam și altă dată, problema este examenul. Sunt foarte mulți studenți silitori pe care îi vezi poate tot timpul prezent la cursuri. Dar nu știu cum să facem că atunci când dau sesiunea, nu iau cu note maxime. Sau poate chiar își cadă. Iată, nu i-a ajutat faptul că au fost tot timpul la cursuri. Nu i-a ajutat dacă nu i-a interesat. O să ai un profesor universitar extraordinar în față, dacă nu citești nimic pe lângă curs și dacă nu te frământă acea disciplină, nici nu vei pune întrebări, nici nu vei afla lucruri noi. Altfel spus, nu vei învăța mare lucru. Și când vei da examenul, îl vei trece probabil, dar va veni de acolo și te va duce în alte ispite. Cum că ai trecut cu brio, cum că ești bun și cum că poți merge mai departe. Atât aș vrea să pun la inima dumneavoastră. Să știți că diavolul nu este o metaforă sau o personificare a unei forțe impersonale. Nu. Dracul există în ființă și persoană. Și are mulți slujitori asemenea ca el, adică ființe îngerești, și are mulți slujitori și pe pământ, care efectiv și-au dat viața lui. Cu noi se poate întâmpla altceva. Fără de știință sau fără de înțelegere să ajungem, ca să spunem așa, în aceste capcane ale iadului. Pentru că are o experiență de la Adam și Eva în pace. Și nu i-a ispitit doar pe Ion și pe George și pe Văsărică. A ispitit și pe Noe, a ispitit și pe Moise, a ispitit și pe Ilie, și așa mai departe. Adică oameni mari și oameni buni cu Duhul, ca să spunem așa. Dacă nu s-a ferit diavolul
să-L ispitească pe Hristos cu versete din Scriptură, oare pe noi ceilalți să va feri? Dacă spune Scriptura că nu putem să-L alungăm fără post și fără rugăciune, oare noi putem să mergem pe altă cale ca să putem lui? Au fost pe vremea lui Hristos oameni care au spus diavolul. Și răspunsul din partea lui Hristos a fost: plecați de la mine, blestemaților. Nu vă cunosc pe voi. Auziți? Am spune noi, cea mai înaltă slujire adusă lui Hristos, care poate fi alta decât a scoate diavolul și din mine și din ceilalți? Iar dacă am ajuns să scot din ceilalți, înseamnă că sunt mare. Înseamnă că am scos deja de mine. Înseamnă că sunt cineva. Așa au crezut și aceia. Că sunt cineva și că fac slujba lui Hristos. Și până la urmă s-au dovedit înșelați. Un semn mare de întrebare trebuie să avem curajul fiecare dintre noi. Dacă nu cumva e posibil să fim și noi înșelați. Nu într-o legiune de păcat. Dar poate într-o sută. Poate în 50. Poate 1, 2, 3 care sunt suficiente ca să mă ducă și să mă despartă de Hristos. Dumnezeu nu gândește ca noi. Dumnezeu gândește ca Sfinții. Ca aceia care au putut înțelege. Și aceia ne spun: păcatul cel mai mare este păcatul care te robește cel mai mult. Și ăla nu neapărat să fie nici crimă, nici țigară, nici beție, nici altceva. E suficient să fie mândrie, judecată, vorbire de rău, ținerea mintea răului și asemănătoare cu acestea. Adică păcate finuțe, subțiri, subtile, în care omul de multe ori nici nu-și dă seama că este. Pentru că, iarăși, cum spuneam, trebuie să ne formăm conștiința după criteriul Scripturii. Și de acolo să vedem dacă suntem sau nu suntem păcătoși, drepți, sfinți sau mai puțin sfinți. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să avem acest curaj de a analiza fiecare obiectiv conștiința noastră. Sâmbătă,